Ana Maria Prodan și Cătălin Botezatu, ironie la adresa Corinei Bilcon, iubita lui Laurențiu Reghecamp. Cum s-au filmat cei doi? Ana Maria Prodan face ce face și mereu și aruncă săgețile către Corina Bilcon, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecamp. Aflată în Dubai alături de Cătălin Botezatu, vedeta nu a ezitat să facă o nouă ironie la adresa tinerei. Ana Maria Prodan a scos artileria grea din dotare și face ce face, dar mereu e ironică la adresa actualei iubitei a lui Laurențiu Reghecampf, Corina Bilcon. Un clip video care a devenit viral cu Corina Bilcon și Camara a fost sursă de inspirație pentru Ana Maria Prodan și Cătălin Botezatu, care au fost ironici la adresa Corinei Bilcon, cea care e însărcinată cu copilul lui Laurențiu Reghecampf. În clipul video, Corina Bilcon apărea alături de Camara, cel care i-a fost partener în urmă cu mai mulți ani, iar cântărețul o filma pe aceasta dându-i sfaturi de viitor și așteptând promisiuni din partea ei. Așa au făcut și Ana Maria Prodan și Cătălin Botezatu, bineînțeles impresara fiind în rolul Corinei Bilcon. Vedeta a ironizat-o pe aceasta timp de câteva minute, iar urmăritorii i-au spus în comentarii că i-a ieșit momentul. Clipul video cu Ana Maria Prodan și designerul a devenit viral pe TikTok, căci acolo a fost postat de impresară, iar acesta a adunat mii de vizualizări în doar câteva ore de la publicare.